Laurențiu Ionescu, directorul Agenției pentru Prestații Sociale Giurgiu, anunța într-o conferință de presă faptul că la nivelul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap există unele ilegalități. Una dintre acestea viza faptul că din acea comisie făcea parte reprezentantul unui ONG care nu mai avea acreditare din anul 2009. Printre punctele de pe ordinea de zi dezbătute marți de consilierii județeni s-a aflat și unul care a vizat înlocuirea acestei Comisii de Evaluare a Persoanelor cu Handicap din Giurgiu. Proiectul de hotărâre a creat din nou polemici între consilieri. Și asta pentru că nici de această dată lucrurile nu au fost așa cum ar fi trebuit să fie, adică legale. Acest lucru a fost constatat de consilierul Constantin Buduru, care a studiat documentele noii comisii, observând că în componența acesteia intră un alt ONG, a cărei acreditare este expirată din anul 2013. Domnul președinte, cu părere de rău, dar documentul care vine de la Ministerul Muncii a încălcat... Documentul este corect acolo. Și mă refer la documentul care este cu acreditarea acelui ONG care este datat 28.09.2010, are valabilitate de 3 ani și deci în 2013 a expirat. Deci toate documentele cu acest, care sunt la acest proiect de hotărâre devin nule datorită acestei acreditări. Vezi mai clar. Deci, deci este o asociație acolo care are acreditare. Uitați-vă pe acreditare. Și jos scrie... Doamna director. 28.09.2010 și valabilitatea celui este de 3 ani. Președintele Consiliului Județean, Vasile Mustățea, a spus că va solicita Ministerului Muncii documentul care să ateste faptul că acestui ONG i s-a prelungit termenul de acreditare, afirmând că are informații că până la sfârșitul ședinței îl va primi. Însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar consilierii au votat pentru înlocuirea comisiei ilegală cu o alta la fel. Și de această dată singurul care s-a abținut a fost Constantin Buduru. Așadar, ONG-ul a cărei acreditare nu se știe dacă mai este sau nu valabilă, este membru în componența noii comisii de evaluare a persoanelor cu handicap Giurgiu.